Paștele a fost un prilej bun pentru făgărășeni de a se întâlni cu cei dragi și de a închina un pahar cu aceștia. Totuși, față de anii trecuți, polițiștii făgărășeni nu s-au confruntat cu situații neplăcute. Pe străzile orașului a fost liniște și nu s-au înregistrat incidente pe linie rutieră. De obicei, în preajma sărbătorilor și nu numai, polițiștii făgărășeni se confruntă cu șoferi care încalcă legea circulației, însă de această dată sărbătorile de Paște au fost destul de liniștite. Șoferii care nu au ciocnit doar un ou, ci și un pahar de vin, nu au urcat la volanul mașinii. Cu această ocazie dorim să informăm locuitorii Făgărașului că în perioada sărbătorilor pascale nu am înregistrat pe linie de poliție rutieră evenimente rutiere grave. Au fost înregistrate evenimente cu pagube materiale, un eveniment ușor, soldat cu rănirea, putămare corporală ușoară, a unui tânăr de 21 de ani, al care nu i-a fost pusă, viața în pericol. Am desfășurat activități preventive de fluidizare și dirijare a traficului rutier. De asemenea, nici în, la locașele de cult aflate în zona Făgărașului nu au fost înregistrate ambuteiaje sau evenimente care să pună probleme deosebite. Polițiștii făgărășeni se vor afla în trafic și în această săptămână pentru a-i sancționa pe șoferii care nu respectă regulile de circulație. În următoarea perioadă, respectiv în această săptămână, vom desfășura activități pe linie de viteză în cadrul unui program european anti-spol al poliților europene, activități care vor fi desfășurate pe drumul național 1 și drumurile de sene din zona Făgărașului. Recomandăm participanților la trafic folosirea cu prudență a drumului public, adaptarea vitezei la condițiile de trafic și viteza să fie stăpânită în limitele legale. Așadar, multă atenție în trafic!